Mă numesc Birău Viorel, sunt păstorul bisericii numărul 1 Vicovul de Sus. Sunt ordinat din 97 și păstorez biserica din 2001. Înainte am avut sector tot pe valea asta a Sucevii până Slaja, Falcău, Brodina, Nisipitul. Am păstorit acolo bisericile. În 2001 am venit aici. El de altfel sunt în Vicov cu domiciliu din 1973. Deci am 40 de ani în august, acum anul ăsta, de Vicovul de Sus. Sunt căsătorit cu nevastă mea, Ana, Cornea Ana, care ne-am căsătorit în anul 1970, 1 noiembrie. Anul viitor, dacă Dumnezeu mă ajută, fac 50 de ani de căsătorie cu ea. Deci sunt fericit și bucuros, am avut o familie frumoasă de 12 copii. Unul a plecat la Domnul, băiatul Iosif, care a făcut studiile la Arad, la fratele Pavel Riviștipei. Deci la facultatea lor a făcut facultatea de teologie și a plecat după aceea în Austria să continue studiile. El s-a axat pe limba greacă veche și ebraică veche și a vrut să fie profesor de catedră și un incident s-a produs și a avut un accident mortal la o trecere de cale ferată. Asta a fost în 2008. Acum să spun despre istoria mea. În 1973 am venit, lucram, eram cu nevastă mea în Timișoara, am lucrat amândoi în Timișoara, am avut un salar bun, amândoi ne-am strâns bani și am vrut să ne luăm o casă și eu nu am reușit să-mi cumpăr nici apartament în Timișoara, că era greu, că proveneam din Șandra și nu aveam buletin de oraș și nu vrea să-mi dea apartament. Atunci am zis, dacă știu că e voia lui Dumnezeu, eu las Timișoara câte ea și mă duc la voi în Bucovina să mă mut acolo. Și a venit un proroc la noi în casă, la o săptămână, fără să știe nimic și exact așa mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Dacă în față stă un drum și dacă faci drumul, vei fi mai binecuvântat decât dacă nu faci drumul. Asta e două bariere, dar zice Dumnezeu o să le dea la o parte și o să poți face călătorie. Am plecat în Vicov, m-am mutat în Vicov în 73, am venit aici, am găsit loc de muncă, am lucrat în Rădăuț 20 ceva de ani. După Revoluție, în 93, m-am lăsat de serviciu. Dar, în fine, nu, asta e important. E important că mi-a plăcut foarte mult zona pentru că sunt oameni credincioși, oameni cu frică de Dumnezeu. În 1972 am venit în concediu aici și când am mers înapoi în Timișoara, am zis eu, unde am fost, domnule? Unde am fost eu? Măi, n-am auzit o înjurătură. N-am auzit pe cineva să vorbească urât. O, zic, asta e Bucovina. Aha, zic, de-aia am zis lui nevastă mea, dacă eu aș ști că e voia lui Dumnezeu, eu mă mut în Bucovina. Și când am venit aici, m-am angajat în Rădăuț, am avut într-o secție unde am lucrat, eu am fost de profesie sculer matrițier, am lucrat matrițerie și acolo am găsit oameni care mi se părea că toată lumea este pocăită. Vorbeau frumos. Am vorbit cu un om care mă întreabă pe mine din cartea lui Daniel. Și eu zic, dar dumneata, ce credință ai? Eu zic că ortodox. Și cum a ta citești cartea lui Daniel? Dar de ce nu? Și am început să discut cu omul din Scriptură, om ortodox. Pe mine asta m-a impresionat foarte mult. Eu am iubit Scriptura, tatăl meu a fost conducător de adunare, vreo 20 de ani acolo. Ei, și am iubit Scriptura, mie mi-a plăcut Scriptura. Eu l-am găsit pe Dumnezeu din Scripturi, din cercetarea Scripturilor. Venind aici, am văzut lucrurile frumoase ale oamenilor de aici, asta m-a determinat să mă mut aici. Vicovul de Sus este o localitate care a avut impact în împrejurime aici. Deci mulți s-au uitat la Vicov și au luat țintă drept Vicovul pentru principiile de credință, așa, și s-a întâmplat multe lucruri frumoase. De exemplu, creștinismul, vorbesc evanghelic, a luat ființă după primul război mondial, în 1917, un om care a fost pe front, a întâlnit oameni pocăiți în afară și când au venit acasă, au început să mărturisească pe Domnul și omul respectiv, la urmă, o găsit și alții care s-au atașat de el, chiar
părinții lui socrii mei. Deci ei au fost și ei printre primii creștini aici. Și s-a format încet o biserică. Nu erau atunci pentecostali, erau doar creștini evanghelici, dar mai târziu, în 1927, Dumnezeu a botezat prima femeie cu Duhul Sfânt. Deci, în urma informațiilor primite de la un frate din Bistrița, de dincolo, de munți, a fost aici la frați și el a auzit după aia și a scris la ai noștri aici și ei au făcut, au practicat stăruința, rugăciunea pentru botezul cu Duhul Sfânt și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt prima femeie, după aceea o botezat pe un tânăr care la urmă a fost și păstorul bisericii în Vicul de Sus. Este vorba de Ion Coroamă. El a fost după aceea mai târziu ordinat ca și păstor în biserica din Vicul de Sus. Eu l-am mai prins pe el deja. Pe ceilalți mai înainte au fost mai mulți păstori înainte de el. A fost păstor Gavril Cristian, care era în Bilca, la mare distanță aici, vreo 3 km de aici. Așa, apoi după aceea a fost la Schievici, nu? Un alt frate, a fost fratele Sandu Chelba, un alt frate păstor, așa. Fratele Gavril Cristian a murit în urma persecuției venind din Botoșan, l-au prins jandarmii, l-au bătut și la urmă în anul 1935 el a plecat la Domnul, în urma bătăii care au suferit-o datorită credința din vremea de aceea. Ei, mai înainte, când a început, au fost foarte greu pentru frați, că li s-a întâmplat, au avut un mort și oamenii s-au răsculat că nu le-au convenit, au zis că a părăsit credința ortodoxă și oamenii s-au răsculat împotriva lor și au trebuit să lase mortul în drum și să fugă că i-au luat din pietri și oamenii nu puteau să-și aducă la îndeplinire mormântarea pentru că așa au fost primiți la început. Pe urmă, oamenii au început să se mai obișnuiască și încet, încet, mai ales după al doilea război mondial, deja au început să se familiarizeze și au început să fie expansiunea bisericii. În Vicul de Sus a născut Ion Nistor, care prevemea Unirii Bucovinei cu țara mamă, el a avut un impact, era atunci pe vremea aceea în Partidul Liberalilor și a fost ministru în guvernul respectiv. Mai târziu, pe urmă, biserica a fost prin case, după aceea s-a mutat aici, în locația asta care suntem acum noi, a fost un evreu care a avut o fabrică, a plecat în al doilea război mondial, când a fost persecuția evreilor, el a părăsit locația și frații au cumpărat locul ăsta aici, au făcut casa. Imediat atunci, după război, în anul 54-55, au cumpărat-o ei și au început să fie o expansiune a bisericii tot mai mult. Vineau deja și cei de pe sate mai mult, vineau la Vicul, că deja era locație mare. Ceilalți aveau prin case, dar aici era deja o biserică. Și s-au înmulțit frații. O biserică mare, frumoasă, un cor frumos, mă rog, și frați mulți și bătrâni mulți cu ținuta aia de Bucovina, frumoasă, a avut mulți frați musafiri care au venit de afară, fratele Bocheane pe vremea aia cu fratele Grosu, au dus mulți străini care, mă rog, că era restricția așa de mare, datorită politicii respective, a fost foarte greu, dar au venit. În anul 69 deja au fost frați străini care au venit din, au venit Andrei Nicol din Paris, după aceea el a dus alți frați în 70, au fost alți frați care au venit cu vreo alți trei frați din Statele Unite și din Anglia și la, respectiv el din Paris. Deci a fost o popularitate a bisericii din Vicov, că deja și a noștri din Banat de acolo, țin minte, Codreanu a venit cu Căpățână, cu alții, Mihalaș, care la urmă la fel a mers acolo în Banat, el era pe aici, care a făcut prima dată, Mihalaș a făcut cor aici în Vicov. După război, o parte din frați s-au rupt și au rămas la baptiști. Deci au rămas, n-au primit credința cu botezul Duhului Sfânt. Și alții s-au dus imediat după aia, după război, cum am spus, când s-au despărțit, au mers în partea cealaltă, dincolo de apă, în casa lui fratele George Cârdei,
Acolo au început să se mulțească mai mult și după aceea au cumpărat locația despre care am spus mai înainte de aici. În Bilca au fost o grupare mai mică, în Vicovârșos au fost o grupare mai mică, au fost și Pută, la fel, o grupare mai mică de frați, Porbă și Straja, la fel, Brodina, deci sunt satele mai încolo, Frătăuțu, deci sunt câteva sate care în jur au avut impact, Voitinelu, mă rog, Margina, nu? Deci sunt câteva sate, Horodnicu, care au avut relație cu Vicovu de sus, dar erau grupări mai mici de frați. Vicovu a avut expansiunea cea mai mare. În 80 a început asta, ce spun acum, noi am văzut că clădirea noastră este neîncăpătoare. Aia era veche, era din lemn făcută și deja era nesigură, nu mai avea structura de rezistență, trebuia făcută alta. Și nouă ne era frică deja, era neîncăpătoare și atunci s-a făcut demersul ca să se aprobe să facă renovare, nu au primit, au căutat să ne ia, să ne pună să facem contracte pe porci, cum era atunci, au făcut și contracte pe porci, 25 de porci, cu toate contractele, tot nu au aprobat, că era devizul prea mare, depășea 50.000 de lei pe vremea aia, cum era atunci, după aia au ajuns până la 100.000 și peste 100.000, au zis, trebuie să meargă la București, să aprobe București, București nu au aprobat. Atunci frații noștri au zis, s-au cumpărat deja cărămida, era cărămida aici, la clădirea aia veche și au zis, să-ți trecă cărămida, măi, ce facem, că pierdem cărămida. Hai să facem ceva, ce să facem? Și ne-am pus pe post și rugăciune. Și am împărțit biserica pe sectoare și ne-am pus pe post și rugăciune și numai ce am hotărât noi în biserică, împreună cu biserica, că marți, luni deja, au fost chemat la prefectură, fratele care era responsabil atunci, Grosul, și o zis Florescu, care era atunci, mă rog, prefect la Suceava, o zis, băi, vicovenii au aici o hârtie ca să le aprobăm să-și repare casa de rugăciune. Zice, ia hârtia și du-te și autorizația pentru construcția, adică renovarea noului local, fără alte demersuri, nimic. Încă lumea au zis, băi, ce face acum pocăiți aici, ce se întâmplă cu ei? Și au venit și ne-au spus, zice, puneți panouri aici, că se vede din drum și oamenii ne alarmează pe noi și ne sună că de ce lăsăm pe pocăiți să-și facă casă de rugăciune. Asta a fost în anul 1981. 28-30, așa, iunie, era ultima duminică, când a fost hotărârea să începem șantierul. Din iunie și până în decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă, noi am terminat casa de rugăciune. Deci s-a demolat casa, aia veche, și s-a făcut o construcție nouă în regimul trecut. Aia este până ziua de azi, aia care o vedeți acolo, numai că este un pic modificată de câteva ori. De aia acum facem asta nouă, că nu mai încăpem aici și este structura de rezistență destul de slabă, nu mai avem curajul să stăm prea mult în ea și copiii noștri ne condamnă că de ce n-am făcut casă când se putea face. Și atunci ne-am apucat de casa asta care o vedeți aici. Eu sunt păstor acum de 18 ani, fac anul ăsta. Dar hai să zic, nu toți, am ani de când sunt păstor, am botezat ani 40, 45, 50 și până la 60, am botezat aproape în fiecare an. Deci vreo 600-700 în anii ăștia au fost de la Revoluție încoace, sunt peste 1000 de membri care au fost botezați în biserica noastră. Deci plus mulțirea care a fost așa din afară care au mai venit și din copiii noștri care s-au născut în biserica noastră. Vreau să vă spun ceva, în anul 1984, pe vremea aceea când era restricția așa de mare, după ce am făcut noi clădirea Alante, am făcut un demisol acolo și acolo făceam stăruinți, că n-aveam voie afară să facem stăruinți după Duhul Sfânt, cum fac pedicostalii. Așa, și am făcut stăruinți după Duhul Sfânt. Domnul a botezat într-o lună și ceva, iarna aia, februarie-martie, peste 400 de suflete cu Duhul Sfânt. Aici sunt frații martori care ei pot să confirme că eu spun adevărul, de altfel mă și tem să vă spun ceva ce nu e adevărat. Asta din ce știu. Într-o seară au primit 66. La o rugăciune, în seara aia, au primit 36. Într-o oră jumătate a durat rugăciunea. Deci mergea de la ora 7 până la 12.
Da, a fost o chestiune chiar formidabilă, deosebită. Nu am mai întâlnit, am mai întâlnit în 2002 exact același lucru. Deja noi în fiecare iarnă făceam stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt. În 2002, la fel, același lucru s-a petrecut. Au fost tot la fel în jur de 400 de tineri care au primit Duhul Sfânt și alții din afară care au primit Duhul Sfânt tot într-o lună și jumătate, tot februarie-martie, așa ceva. În 2011 am avut 39 de căsătorii. Deci biserica s-a înmulțit. În anul 1988, nu? Parcă așa, dacă nu greșesc eu, s-a făcut un pic de... Nu era chiar așa plăcut, că a noștri nu a fost obișnuiți cu asta să se rupă biserica, să meargă parte din biserică dincolo și au luat ființă biserica din Bivolărie. Deci în 1988. După Revoluție deja i-au avut deja demersurile ei, au început să se constituie și în 2000 s-a făcut localul nou care este în Bivolărie. În 99 s-a început și în 2000 de sărbătorile de iarnă au intrat în localul nou. Așa, apoi, după Revoluție, deja s-a făcut biserica în Laura, deci a mers și partea înaltă în Laura, că este un vicov, are peste 15.000 de locuitori, are cartiere, cum ar fi, are o lungime, suprafața de aproximativ vreo 10 km lungime, de la podul Dabâca până în Straja, și mai are de la graniță și până la munte, iară vreo 7-8 km. Deci vă dați seama că are o suprafață mare, așa. Și locuitori, am spus, peste 15.000 de locuitori. Noi suntem, să zic așa, un procent de 27-28% suntem creștini evanghelici. Că sunt rămase și bisericile baptiste, s-au format prima dată o biserică baptistă care este aici, nu departe de noi, după ce s-au despărțit ei, cei care n-au vrut și n-au acceptat botezul Duhului Sfânt și ăștia lanții care au primit botezul Duhului Sfânt. Aici au fost, probabil, cum e vorba între oameni, peștele mic înghite pe la mare, aia care au rămas mai puțin, au rămas mai puțin și ăștia lanți s-au mulțit mult mai mult. Ele sunt totuși două biserici penticostale, că sunt mai născut încă o biserică baptistă, o biserică baptistă și în Bivolărie, tot de la biserica baptistă de aici, de lângă noi. Dar biserica penticostală, pe urmă, a luat ființă mai o biserică în Plai. În anul 2002-2000 am început noi, dar în 2004 deja am făcut altă locație și pentru ei acolo deja. Și acolo sunt în jur de vreo 60 de membri, cu copiii sunt până la 100 și ei acolo, în Plai. Păi, mai târziu, în 2014, în discuție cu frații noștri, au cerut cei din centru să lăsăm să facă biserică și ei acolo, pentru că este totuși destul de întinsă suprafața localității și să aibă o biserică mai aproape de ei, unde sunt acolo. Și în înțelegere cu comitetul, la început a fost un pic nu prea plăcut, dar după aceea, în înțelegere cu comitetul, noi am căzut de acord, am format un comitet nou acolo, i-am lăsat să meargă să facă construcție, am mers cu ei la filială și ei au avut deja un număr de membri, vreo 250 de membri, cu care au putut să obțină autorizația, am mers și am făcut cerere și le-am semnat și am pus ștampila pe cererea lor și în două săptămâni au primit autorizația și au început construcția din centru care deja ați fost la ea și ați făcut-o, ați văzut-o. În 2016 au avut inaugurarea, mai țin minte, parcă 19 iunie de Rusalii atunci au avut inaugurarea. Am participat și la inaugurarea șantierului și la inaugurarea bisericii după ce s-a terminat. În 2017, atunci a noștri au zis, frații, noi nu mai putem să stăm aici, trebuie să facem și noi un local nou. Și asta este ce vedeți aici, a luat ființă nașterea unei noi biserici, unei noi clădiri. E adevărat, nu ne-am gândit prima dată ca să o facem așa de mare, ne-am gândit că să facem prima dată înainte de a ne despărți, să facem o locație, un locaș de vreo 2.000-2.500 de locuri,
dar fiind împreună. După aceea frații au plecat, am zis, nu mai facem noi așa de mare, dar hai să facem și noi. Până la urmă, tot acolo mers pe aceeași idee să fie tot de vreo 2000-2500. Acum, că o fi mai mare, nu știm. Când e gata, atunci veniți și vă spunem mai multe. Până atunci suntem la capitolul acoperiș, acum Dumnezeu ne-a ajutat în 2017, am lucrat ca o jumătate de an numai vara, pentru că era vorba de turnat betoane și, mă rog, nu se poate iarna. Anul trecut tot la fel același lucru, ne-am ridicat până sus la acoperiș, am turnat, avem cele trei nivele și am turnat centura de sus. Acum, în primăvară, am avut colaborare cu cei din Banat, din Voiteni, din Timiș. E echipa aia din Elveția care ne-a făcut acoperișul din lemn stratificat, deja poate ați fost să vedeți cum arată acolo. Deci este o lucrare foarte frumoasă. Deci noi am gândit, am crezut că nimeni nu poate, nu se prinde să facă un acoperiș pe o suprafață de deschidere de 60 de metri. Deci oamenii ăștia s-au prins. E adevărat, e o lucrare frumoasă. Acum punem acoperișul, tabla urmează să punem și să lucrăm interior și să o terminăm. Avem până în 2021, avem programat ca să o terminăm. Dacă Dumnezeu ne ajută și ne dă și posibilități financiare. Deci, ortodoxii în zona noastră sunt practicanți. Nu sunt numai cum sunt în Moldova sau, dacă vreți, în Oltenia sau chiar și în Banat. Sunt practicanți, țin foarte mult. De așa de greu a fost primită și să fie acceptată totuși credința neoprotestantă. Deci e foarte greu, cum fie baptist, fie pentecostal, fie orice altceva. Deci oamenii au primit greu, dar sunt oameni care au frică de Dumnezeu. Aici ortodoxii au avut familii de câte 14 și 15 copii. 12, 10, 9, pe strada mea am avut cu 9, 10 copii pe strada mea și ei ortodoxi. Ei au crezut că este bine să aibă familii și să promoveze familia, să nu obstrucționeze și să împiedice familia să se nască copii. Deci oamenii au fost pentru asta, de aia și sunt. Și eu am văzut când am venit în zona aici, am spus la început că am rămas mirat că oamenii au așa o deschidere față de Dumnezeu. Deci oamenii sunt credincioși în religia lor și cred în Dumnezeu, numai că conducătorii lor nu le-au lăsat să-și deschidă ochii să vadă prea mult. Și anoștri când au luat Biblia și au pus mâna pe Biblie, au zis, bă, stai un pic, păi de-aia au stăruit și au primit Duhul Sfânt, că o zis că scrie la Rusalii, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, facem și noi. Și, mă rog, celelalte aspecte ale credinței neoprotestante, deci și toate celelalte acte de cult care noi le facem, deja noi am înțeles mult mai bine după citirea Scripturii. Eu singur am găsit și mie mi-a plăcut, am spus și botezul Duhul Sfânt și prorocile în biserică și tot ce este, dar mi-a plăcut cuvântul, îmi place cuvântul. Deci baza credinței mele s-a așezat pe cuvânt. Deci îmi place descoperirile biblice a lui Dumnezeu din cuvânt care Dumnezeu le dă și frumusețea lui Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu a făcut de altfel. Noi credem din tot ceea ce se vede că este Dumnezeu care a creat natura, ne-a creat pe noi și ne l-a trimis pe Domnul Iisus să ne mântuiască și noi credem în tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit nouă ca să înțelegem și să trăim. Eu am umblat mult, am fost și în afară și am avut vreo 5 călătorii în America, am fost în Europa aproape, în toate țările în Europa, fiindcă sunt ai noștri și m-au chemat și acum, chiar ultima dată am fost în Anglia, am fost în Irlanda, am fost acum, nu de mult, zilele trecute. Am fost în India, în Nepal am fost, deci am mers în misiune, am umblat în lumea asta, am umblat și într-o parte și în alta, și în vest și în est. Deci Dumnezeu mi-a dat aceste facilități. Am un băiat care este căsătorit cu o fată care provine din națiunea evrească. Ea, mama ei, a fost evreică, din evrei, așa. S-au căsătorit aici, au fost în Rădăuță, au plecat acolo și atunci, prin relații, au ajuns să se căsătorească și sunt căsătoriți din 2005, sunt căsătoriți. Deci am fost în Israel de vreo 5 ori, am fost în, nu mai spun, în Ucraina și în Moldova veche, în Basarabia, am fost foarte de multe ori.
mulți frați înainte de război au avut colaborare cu a noștri de aici și au venit de acolo frați care au vizitat Vicovul și au avut relații și părtășii cu frații din Vicov. Deci au fost și acolo biserici înființate deja, că mai degrabă au fost ei acolo câțiva, dar care au avut cunoștință de Dumnezeu, de Scripturi și de practicile neoprotestante. Acum, după ce s-au închis granița, au rămas aici partea zona asta și mai târziu abia s-au deschis granița ca să putem să mergem la ei. Și eu am mers, prima dată am mers în 79 la ei, deja. Păi am mers în 82, în 84, în 87, deci anii 80 am mers până la Revoluție, am mers aproape tot din 2 în 2 ani, cum putea să primesc, că așa era atunci, nu te dea voie în fiecare an, numai la 2 ani. Îți dădea pașaportul, mergeai și făceai intervenții cu chemare ca să poți să mergi la ei. Și frații noștri au fost foarte mulți, frați care au mers la ei, au misionat, au fost primiți bine, eu am mers într-un sat acolo care era mai izolat undeva, dar erau mulți creștini și mulți credincioși, neoprotestanți. Era, au fost, dacă pot să spun asta, a fost o biserică baptistă care eu am mers la ei și au trecut la Pentecostal, tocmai iarna aia, Dumnezeu a botezat toată biserica cu Duhul Sfânt. Și eu am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și n-am știut. Ei mi-au zis la urmă, zice, i-am zis, mi se pare că ceva se întâmplă, de ce eu vorbesc? Au zis că vorbește, la urmă mi-au spus ce s-a întâmplat. Am mers aici în casă și au zis, întoarce-te să te văd cum arată un român. El nu a mai avut ocazia să mai se întâlnească cu ai noștri de dincoace. Vă dați seama cât de străini erau ei acolo, cât de izolați. Deci au avut multe legături ai noștri cu cei de dincolo. Și fie în Moldova, fie în Ucraina. Deci acum se păstrează asta tot așa. Când am venit aici, am văzut asta. Deci ce am spus mai înainte? Oameni cu familii mari, cu frică de Dumnezeu, fie chiar ai noștri, fie ortodoxi, au avut frică de Dumnezeu. Un frate de la noi a mers în Banat, în Gătaia, și acolo învăța cizmăria. Fratele respectiv nu e departe de mine, acum el nu de mult a plecat la Domnul, dar a trăit până acum nu de mult, 87 de ani, cam așa ceva a avut când a murit. Și el a adus, i-a spus medicul de acolo, că era bolnav cu inima. De unde ești? Din Bucovina. Zice, domnule, du-te acasă dacă vrei să mai trăiești. Dumneata, ai nevoie de altă climă. Asta nu se adaptează organismul dumitale la clima asta. Și el a venit înapoi. Și ce-a făcut? Asta a fost o chestiune de la Dumnezeu. El a învățat să facă pe vremea aia pantofi, oter. Era aia la mod atunci. A venit aici și a început să facă pantofi și văzând frații noștri, având familii mari, i-a lăsat să meargă la el să învețe cizmărie. Și el a avut ucenici, avea ucenici, 10, 15 și 20 de ucenici, cât au avut el atunci, mulți. I-a învățat cizmărie. Asta a fost în anii 82 sau 84, el a venit înapoi, am uitat acum exact. Și i-a învățat ucenici care la Revoluție deja ei au început să-și facă acasă fiecare atelierul lui de cizmărie și s-a umplut Vicovul de cizmari. Și la Revoluție, după Revoluție, imediat, dar și la Revoluție, ăștia deja au început să-și cumpere mașini, că erau familii din astea cu mulți copii, care aveau câte 2, 3, 4 și 5 mașini Dacia atunci, imediat, în ograda lor. Ei, asta au făcut să fie un pic, deci, lumea prosperă. Nu a fost înainte chiar așa. E adevărat că au avut o civilizație, o cultură un pic din vest, că a fost prinsă în Austro-Ungaria, Bucovina. Deci era pe vremea aceea cu Transilvania la un loc. A fost izolat de Moldova și țara românească cum era. Era doar prinsă în partea cealaltă. Au avut civilizație, dar nu au avut potențial economic. Că trăiau oamenii, lucrau la pădure. Eu am făcut naveta la Rădăuț, nu? Am făcut 20 de ani naveta cu autobusul la Rădăuț, am lucrat acolo. Peste 20 de ani, nu? Acum, după Revoluție, a noștri, pocăiții, că ei au pornit cel mai tare, că ei au făcut firmele, după aia ceilalți nepocăiți.